Чего они пришли, если не хотят общаться? Вон народ хочет пообщаться. Чего они требуют? Или им заплатили по 200 лей, и они пришли отработать свои деньги, как на работу? А что ну, они боятся? Чего они стоят? Пусть скажут, что они чего стоят. Они боятся? Что? Я еще. Рената людям помогает. Да. Рената, дай Бог здоровья, он всегда помогает людям. А эти злобы. Им заплатили. Миллиарды. Им гуся вода. Смотрите, ваши румыны, чтобы они отсюда будут были цыгане, не дай Бог будет. Тут будет беда. Пусть снимают эти. Ну ничего, эти цыгане провезли в тюрьме. Они не боятся тюрьмы. А за что в тюрьму? За что только знаете? За то, что побьем этих румынов. В тюрьму. Да. За Ренату мешает им. Мотивили его в пост по с тем была платформа Демнитач Шедевер. Принят Адика Амфост Кишина вода с тем оригинальным Белс. Шадика Врем Чева Скимбер. Врем Чечи не сопромисно и электорально с Инди принесли. Ши Врем Морикум Адика Акума есть Кереж. Вам дори суведем Кари Адиверу. Чини сент инновации. Ши Ну сунтем немай Патрива Spunem așa, domnul Renat Lusată, suntem împotriva la oligarhie din Republica Moldova, care ne conduce țara și adică noi am vrea să schimbăm ceva, ceva văd, mai mult. Văd că mai multe mesaje le aveți adresate în special domnului Renat, ori din ce motiv? Adică noi ne-am gândit cu băieții de la Chișinău, din platformă, să facem oarecare, cum s-ar numi, caricaturi, în care să reprezentăm pe domnul Satei, adică de ce el nu își îndeplinește funcția la Bălț, dar merge și rezolvă alte întrebări la capital. Adică sunt multe ce trebuie de rezolvat în Bălț și pe urmă de mers la capital. Eu așa cred. Asta e. Câte persoane sunteți aici? Până când suntem la număr 7 persoane. 7 persoane care așa mai au curajul să iasă. Am primit și înjosături din partea concetățenilor noștri, dar noi pur și simplu le-am ascultat și n-am reproșat nimic, adică am venit pe o cale pașnică, am venit să rezolvăm ceva pașnic, dar cetățenii poate nu ne înțeleg și spun că noi greșim în ceea ce facem. Adică noi vedem dreptate în asta, cineva vede nu prea mare dreptate. Și asta e tot. Când ați instalat corturile? Astăzi le-am instalat. Azi dimineață? Da. Așa, da, câte corturi? Văd cum este? Da, unul a fost deteriorat. De către cine? De o persoană. Nu pot să vă spun și numele, nici cum. Știu că de o persoană a fost deteriorat corturi. Mai spre dimineață a fost un pic de neînțelegeri. Oamenii poate s-au spălat și cu gânduri aprinsă și cineva a fost nevoit să lese toate grijile și adică corturile sunt procurate din banii noștri nu. Și suntem în minus de mult cu un cort. Nu, o persoană asta doarmă cu altcineva în cort. Și asta e toată. Cât aveți de gând să stați aici? Vom sta cât va fi nevoie să primim măcar un răspuns. Un răspuns și după aceasta deja știm. Se va schimba ceva sau vom rămâne tot așa, cu speranță și amăgiți mai departe. Dumneavoastră ați spus că sunteți din partea platformei Demnitate și Adevăr, da. Dar reprezentanții platformei spun că nu știu despre aceea că ați instalat aici corturi. Nu, deja mi-e îmi pare rău de așa, nici nu m-am așteptat din partea dumneavoastră că... Dar cu cine ați vorbit? Adică nouă ne-a spus din centru Chișinău, le-a spus cine este originar de Nord sau de la Bălți, care poate să meargă acolo și să spună pentru, adică pentru populația dumneavoastră din orașul Bălțu, am venit băieți originari și am venit să ne expunem părerea, adică tot cu băieții de la platformă am făcut aceste picturi și deja până la sfârșit ies că... Cu cine de la platformă? Puteți da, nu nimeni? Pot să vă spun niciun nume. Nu știți pe nimeni de acolo reprezentant? Știu, dar... Nu pot să vă spun dacă sunt numele lor adevărate.
Păi spuneți cum știți dumneavoastră. Cum să vă spun, domnul Vasile. Domnul Vasile, da. Astăzi, familia nu pot să vă spun ce să... Adică persoanele care ne-au îndrumat, ne-au îndrumat. Noi deja am mers, adică, cu ideea noastră și cu ceea ce am avut de gând să facem. Deamă mai departe dacă cineva dă înapoi și spune că nu, deja, nu știu, stăm. Măcar să vedem opinia noastră, să o ținem până la urmă și să vedem că măcar ceva schimbări am făcut. Insultele pe care le-am primit, nu le-am primit pe degeaba. Cei de la platformă știu că dumneavoastră ați instalat astăzi bord aici? Desigur. Dar pe cine ați anunțat dumneavoastră? N-am anunțat pe nimeni, adică s-a spus că astăzi trebuie să fim prezenți și astăzi am fost prezenți. Din partea cui ați primit așa? V-am mai spus, domnișoară, odată. A fost din partea platformei. Și asta e tot răspunsul meu. Adică dacă încercați oarecare întrebări capcană, nu. Vă întreb că nu, eu v-am spus, adică vă repet a treia oară că e din partea platformei. Deja fiecare aș țină părerea lui, că așa e sau că nu așa e, dar noi deam, dacă am venit și am stat până la ora două, cred că... Vreo reacție din partea domnului Usatei aveți? Până când nu, n-avem nicio reacție. Așa. Da, sunteți studenți sau ce faceți? Da, suntem studenți. Unde? În orașul Bălți. În Bălți. Și da. Nu mergeți la ore, veniți aici? Dar trebuie ceva schimbări în țară. Dacă n-ați mergem noi... Au trecut oameni și care și ne-au susținut, au spus că da, avem nevoie de schimbări, dar mai mult reproșuri și vorbe jignitoare. Asta e tot ce am auzit din partea lor. Cred că asta e tot ce vă pot spune despre toată orășelul ăsta nostru mic. L-am numit Speranță și Dezamăgire. Poate cumva ceva s-a schimbat. Poate va fi speranța aceea care o vedem și care a schimbat totul. Cum vă numiți dumneavoastră? Nu are importanță. Dar prenumele, spune. Noi. 4 месяца человек работает. До этого 20 лет никого не беспокоило. Как только за народ побеспокоился, сразу воспользовались моментом, что его нет на месте, и давай. Да. Беспредельщики. Там протестовать. Почему в других странах спокойно протестуют? Посмотрите, что там делается. Все там дружно идут. А тут приехали два сопляка руководить. Дайте человеку время. Дайте, пожалуйста, начало вникать мэру, что тут случилось за 12 лет в этом городе. А потом мы будем игнорировать. Мэр не сделал то. Мэр пока еще ничего не... Он только делает аудиты. Он много же чего сделал для города. Он же много чего начал начать города. Но подождите, вы хотите сразу взять космос и влететь его за 3 месяца. Космонавты летят, год ждут. Дайте ему возможность. 4 года у него в запасе. В течение 4 лет вы потом высказываете свое мнение. Что сделал мэр? Да, есть много вопросов. Но подождите, за 3 месяца эти вопросы не решаются. Коммунисты, когда были перед Усатом, они делали. Мэй, пошел, мэй, иди. За него голосовало тоже 60-70%. Иди, мэй, оттуда, мэй, голова болит от тебя уже. Что, хочешь Ренату выгнать из кресла? Нет. А тогда что ты речь? Я хочу законы поменять. Закон ты хочешь поменять? Да. Иди поменяй вот там эти румынов. Вот туда, правительство меняется. Законы надо менять, а не менять власть.